Delegația permanentă a PNL Suceava a votat sâmbătă în unanimitate o rezoluție privind neacceptarea unei eventuale reveniri în partid a celor care au trădat PNL. Rezoluția face referire la actuali membri ai PDL, printre care Ion Lungu, Vasile Tofan, dar mai ales Gheorghe Flutur. Supunerea la vot a propunerii birourilor politice locale validate prin vot în unanimitate de biroul politic teritorial privind neacceptarea întoarcerii Partidul Național Liberal filiala Suceava a celor care au fost membri ai Partidului Național Liberal, a celor care au trădat și au lovit în interesul Partidului Național Liberal și a României, respectiv președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, respectiv primarul Ioan Lungu, parlamentarii plecați de la noi, șefii de instituții și de concentrate numiți de Partidul Național Liberal, care au preferat să rămână pe scaunel în loc să treacă în opoziție alături de noi, prefecții și subprefecții, precum și cei care au primit funcții în structurile de conducere altor partide. La reuniunea delegației permanente a PNL a asistat și președintele formațiunii politice, Crin Antonescu, care a exclus și el varianta primirii în partida lui Gheorghe Flutur, pe motiv că acesta a luptat pentru desființarea PNL. Să știu de bine că Gheorghe Flutur are 99% din voturi, nu mai are ce căuta un Partid Național Liberal și cu 1% la PNL. Pentru că Gheorghe Flutur a venit în 2000 în Partidul Național Liberal. A fost bine primit, a fost apreciat, a fost respectat, categoric și datorită unor calități de foarte bun organizator. Nu e un om lipsit de calități. A avut în câțiva ani, cam în 2 ani, nu mai mult, o ascensiune foarte rapidă în Partidul Național Liberal. A devenit vicepreședinte al Partidului Național Liberal, respectat, prețuit de toată lumea. A devenit ministru în cabinetul Tăriceanu imediat ce am avut posibilitate. Premierul Tăriceanu i-a luat apărarea în anumite împrejurări ministrului Gheorghe Flutur. Acest om care primise totul de la Partidul Național Liberal ne-a trădat și nu numai că a plecat la un alt partid, dar este unul dintre oamenii care în toți acești ani de când a plecat până azi s-a luptat ca o slugă devotată a lui Traian Băsescu pentru desființarea Partidului Național Liberal. Prezent și el la ședința de sâmbătă, sucevenul Cristiana Domniței, fost ministru al educației în guvernul Tăriceanu, a declarat că felul în care arată acum municipiul Suceava și cum se trăiește în acest oraș sunt tot din cauza foștilor colegi din PNL. În Suceava este o performanță să-ți conduci cinstit o afacere și să o poți susține. Vreau să spun că, din păcate, pentru orașul dumneavoastră și al meu și pentru comunitatea bucovineană, marile proiecte, marile succese ale acestei comunități nu sunt legate de Partidul Democrat. Pot să dau un exemplu, poate cel mai vechi din cele prezente, cel al programului de canalizare în oraș, ISPA, care este chiar anterior guvernării liberale. Dar contemporan și datorită guvernării liberale, șoseaua de centură, toată dezvoltarea de la universitate, școlile și grădinițele sucevene, toate atunci au înflorit. Delegația permanentă a PNL a mai votat sâmbătă excluderea din partida încă doi membri. Este vorba despre primarul din Câmpul Lung Moldovenesc, Gabriel Constantin Șerban, și despre deputatul minorităților italiene, Mircea Grosaru.